Al Sfintei Liturghii, dăm slavă lui Dumnezeu pentru bucuria slujirii Sfintei Liturghii în această biserică care are o istorie atât de importantă pentru cei care simt românește și pentru cei care doresc să trăiască în duhul tradiției și a creștinii care, în duhul tradiției și al învățăturii creștine care s-a plămădit aici pe pământ românesc. Așa cum vă spuneam și după Sfânta Evanghelie, după martirul Marelui Domn al Țării Românești din ziua de 15 august 1714, în cetatea Constantinopolului, trupurile celor martirizați în prezența sultanului și a curții sale, dar și a unor reprezentanți ai celor mai importante puteri ale abusului Europei, pe lângă curtea sultanului, trupurile lor au fost aruncate în apele Bosforului. Doamna lui Constantin Brâncoveanu, Marica, care a apucat și ea drumul pribegiei, a plătit pe niște oameni ca să pescuiască din apele Bosforului trupurile martirilor brâncoveni. Și ele au fost îngropate pe ascuns într-o mănăstire a Preacuratei Născătoare de Dumnezeu din insula Halki. Abia după 6 ani, așa după cum păstrează tradiția acestui loc, abia după 6 ani, în anul 1720, trupuri, rămășițele pământești ale Sfinților Martiri Brâncoveni au fost aduse aici, îngropate pe ascuns. Deasupra mormântului în care au fost ele așezate, nu s-a scris nimic pentru ca turcii care aflau orice să nu le profaneze. De aceea, drepăritori creștini, multă vreme nu s-a știut despre faptul că prețioasele oseminte se odihneau aici, în această biserică, tot ctitoria Sfântului Constantin Brâncoveanu. Abia la începutul veacului 20 s-a descoperit inscripția de pe candela de argint care ardea neîncetat, o candelă nestinsă la mormântul Sfinților Brâncoveni. Și acolo, într-o inscripție, Doamna Marica a amintit că în acest loc se odihnesc osemintele celor care au murit cu adevărat mărturisindu-L pe Mântuitorul Hristos în cetatea Constantinopolului. Și de la începutul veacului al 20-lea, mai precis, încă din vremea păstoririi Mitropolitului Primar Conon Arămescu Donici și apoi în vremea Patriarhului Miron Cristea, primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, s-au făcut importante slujbe de pomenire, cea din vremea Patriarhului Miron, fiind onorată de importante personalități ale vieții publice de la noi, chiar și de reprezentanța ai familiei regale. Și Patriarhul Teoftist a făcut, cu puțin timp înainte, ca Sfinții Martiri Brâncoveni să fie canonizați, adică trecuți în rândul Sfinților, o slujbă de pomenire la care au participat numeroși, era preoți și credincioși. Mai ales să înțelegem importanța unei astfel de slujbe în perioada regimului comunist, când toate erau atent urmărite. Și Patriarhul Justinian a încercat, în anul 1950, canonizarea Sfinților Martiri Brâncoveni, dar ea a fost realizată în vremuri de mai multă libertate, adică în anul 1992. Atunci, la lucrările Sfântului Sinod, care au avut loc în luna iunie, Sfinții Martiri Brâncoveni au fost, așa după cum se și cuvenea, trecuți în rândul Sfinților. Vă spuneam, drept măritori creștini, că puține sunt paginile noastre
de istorie care să cuprindă atâta dragoste față de Dumnezeu și față de țară. Nu știu care dintre domnii țării românești sau ai Moldovei, ori de dincolo de munți, se pot compara cu marele Constantin Brâncovean, iubitor de cultură, iubitor de carte, iubitor de pictură și muzică, iubitor de biserici și mănăstiri, ctitor neîntrecut. Și nu orice fel de ctitor, pentru că ctitoriile, virgulă, ctitoriile lui sunt printre cele mai reprezentative. Ele adună înăuntru lor frumusețea și gingășia acestui mare domn, care era nu doar întotdeauna prezent la slujbele bisericii, un tată și un soț desăvârșit, tată de 11 copii. Nu era doar un neîntrecut primitor de străini la curtea lui, obosind oameni importanți ai vremii, între care patriarhii din Orient, patriarhii Ierusalimului, Dositei și Hristan, care considerau casa voievodului a doua lor reședință. Deci, marele Constantin Brâncoveanu le-a avut pe toate. Toate darurile care se pot întâlni în mod obișnuit în viața unui om. Dar mai mult decât atât, a avut o dragoste față de Dumnezeu pe care a arătat-o, adică a dovedit-o prin fapte. Noi, de multe ori, nu mai avem nici măcar cuvinte de mărturisire pentru Mântuitorul Hristos, așa cum l-a mărturisit Sfântul Constantin Brâncoveanu cu prețul sângelui, cu prețul vieții sale. De aceea vă spuneam și după Evanghelie și repet și acum. Repet și acum. Ar fi trebuit să fie aici mii și zeci de mii de oameni la sărbătoarea Sfântului Constantin Brâncoveanu. Dar numărul acesta pe care îl vedeți și dumneavoastră ne arată cât suntem noi de atenți și de sensibili și cât de mult prețuim noi istoria. Însă, Sfinții nu au nevoie de cinstirea oamenilor. Ei se bucură de cununa cea nevestejită a Mariei pe care Domnul o oferă tuturor celor care vedeți pe El. Aceasta este marea răsplată a martirilor, prietenia cu Dumnezeu, chiar dacă oamenii uită sau dacă oamenii nu-și aduc aminte să-i cinstească pe Sfinți, după cum ar trebui. La mormântul care a adăpostit moaștere Sfinților Martiri Brâncoveni se află din nou candela pe care Doamna Marica a așezat-o atunci când a pus aici osemintele soțului și a fiilor ei. Și după cum ați auzit din prezentările media, candela a fost recent recuperată de către Părintele Paroh al acestei biserici și așezată la mormântul Sfinților Brâncoveni, probabil că va fi și restaurată, puțin restaurată, pentru ca ea să ardă pe mai departe, așa cum a ars multă vreme, fără să se stingă, ca să vorbească despre dragostea și recunoștința noastră față de jertfa Sfinților Martiri Brâncoveni. La sărbătoarea acestei biserici, aduc tuturor celor prezenți, părinților slujitori și părinților care s-au aflat astăzi în soborul de la Sfânta Liturghie și dumneavoastră tuturor, binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Din încredințarea Preafericirii sale, această biserică este frumos împodobită și este una dintre cele mai frumoase biserici pe care le are cetatea Bucureștilor și una dintre ctitoriile Sfântului Constantin Brâncoveanu, care a fost înnoită și înfrumusețată așa cum a fost ea la început, când Marele Domn a zidit-o. Mai sunt și alte câteva ctitorii pe care Domnul mult le-a iubit. Mănăstirea Urez, mănăstirea de la Brâncoveni, de la Brâncoveanu, numită și mănăstirea de la Sâmbăta de Sus și alte locașuri sfinte,
dar și palavre care vorbesc despre ceea ce a făcut El pentru pământul acesta pe care l-a iubit atât de mult. De aceea, dremăritori creștini, dăm slavă lui Dumnezeu și Sfinților Martiri Brâncoveni pe care îi rugăm să ne ocrotească în această zi. Îl felicităm pe Părintele Emil pentru dragostea pe care o are pentru Sfinții Brâncoveni, pentru această dorință de a recupera ceea ce a avut această biserică, cum este și candela care stăjuiește mormântul Brâncovenilor. Pentru dragostea tuturor celor care vin aici și cinstesc după cuviință pe Sfinții Martiri Brâncoveni. Fără această dragoste pe care o arătăm Sfinților odrăsliți de neamul românesc, ne vom pierde, dremănitori creștini. Avem o datorie, un testament pe care Marele Domn ni l-a lăsat să ne apărăm credința și țara și să o mărturisim de a fi nevoie. Aceasta este cea mai importantă latură a sărbătorii Sfinților Martiri Brâncoveni. Și chiar dacă noi nu ne ridicăm la înălțimea pe care au avut-o ei, la dragostea desăvârșită față de Dumnezeu și față de pământul țării Munteniei, ar trebui să învățăm și să ne schimbăm, să devenim și noi buni mărturisitori a Evangheliei, cum a fost El, și să iubim țara și să facem câte ceva cum a făcut El, pentru a rămâne peste ani și ca această istorie, altă dată strălucită, să nu se piardă. Mulțumim Părintelui Paroh și părinților slujitori de la această biserică pentru pregătirea sărbătorii. Mulțumim părinților care au slujit împreună cu noi. În soborul de astăzi s-a aflat și Părintele Ionuț Dragomir, consilier patriarhal și reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare la București, Arhimandritul Victor. De asemenea, părinți veniți la invitația Părintelui Paroh, care s-au rugat împreună cu noi și pentru care le mulțumim. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru răbdare. Mai